Cel puțin 15 societăți comerciale și întreprinderi individuale din județul Iași vor fi prezente sâmbătă 2 septembrie în parcarea din Curtea Primăriei Miroslava. Acolo se va desfășura Târgul Producătorilor, eveniment organizat de Primăria Comunei Miroslava și Direcția pentru Agricultură Județeană. Doritorii vor găsi toate bunătățile, preparate după rețete tradiționale, zacuscă, dulceață, produse din cătină, produse din carne, fructe și legume proaspete, produse de patiserie și panificație, miere de albine, Pește și produse din pește. Stațiunea de cercetare, dezvoltare pentru viticultură și vinificație, ea și va fi prezentă cu struguri și vin. Târgul producătorilor este deschis în intervalul orar 800-2000.